Rompetrol este principala marcă a KMG International, grup deținut de Kazmunaigaz, compania națională de petrol și gaze din Kazakhstan. Compania deține și operează Petromidia, cea mai mare rafinărie locală și una dintre cele mai moderne rafinării din regiunea Mării Negre. Pentru că din anul 2007 s-a creat această fuziune româno-kazacă, este normal ca momentele importante să le trăim împreună. În ziua de 21 martie, în cultura kazacă, este sărbat Naurâzul, acum celebrat și la Năvodari. Thank you very much for all for accepting our invitation for our Nowruz. Nowruz for us it is spring holiday, coming spring, coming new life. And usually before these holidays in our tradition we are preparing our home, we are preparing ourselves, we are preparing our areas, we are planting tree, we are meeting our guests because Nowruz for us it is new life. New expectation, new year. Este al doilea an în care zilele de muncă în folosul comunității se încheie cu voie bună. Muzica, mâncarea bună și surprizele au fost toate de origine kazacă, oferite cu toată dragostea de conducerea companiei către toți angajații. Invitații au fost pe măsura învergurii evenimentului. Principalii directori din conducerea companiei, sosiți special pentru acest eveniment, lideri ai administrației locale și județene, colaboratori. Today is on the occasion of Nowruz celebration, which is a very big day. It's a spring, beginning of spring in Kazakhstan. We also use this occasion to discuss with our partners from Kazakh-Romanian Fund, SAPE, the investment projects. We showed them the refinery, we discussed investments done so far, future plans. And of course, you know that just recently the board of directors of Kazakh-Romanian Fund approved a project of cogeneration plant which will be built here using the asset of Petromidia. The project is estimated value 100 million euro. It has three purposes: to supply electricity to Petromidia refinery, to supply steam to Petromidia refinery, and of course to supply heating to Navodari city. Le urez o primăvară frumoasă, cu multe împliniri și multe realizări. Deci multă, multă, multă sănătate, în primul rând, și multe, multe realizări. Cu intenții bune și cu oameni buni, totul este posibil pe lumea asta. Mult respect pentru poporul kazac, un la mulți ani călduros!